Bun găsit, doamnelor și domnilor, vorbim despre un subiect foarte sensibil și niciodată rezolvat, din păcate, în România, despre accidente rutiere cu victime, pentru că nu trece zi fără un astfel de incident, încă mult mai multe ar fi și nemediatizate. Unele dintre ele sunt foarte grave. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la decese din cauza accidentelor rutiere. Se caută soluții. Doi senatori cunoscuți și cu studii juridice au inițiat o propunere interesantă. Accidentele generatoare de pierderea vieții victimei cauzate de conducători auto fără permis aflat sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor, pentru ei executarea pedepsei să nu mai poată fi suspendată. Scrie Daniel Fenechiu, este unul dintre inițiatori alături de Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției. Este un prim pas pentru a reduce numărul persoanelor care se urcă la volan fără permis, băute sau sub influența stupefiantelor și implicit numărul de accidente provocate de acestea, mai scrie Fenechiu. El precizează că Robert Cazanciuc, cel care a inițiat această lege alături de el, își dorește ca inițiativa să intre în conștiința publică sub numele de legea Anastasia. În memoria fetiței de 4 ani, a care viața a fost curmată în timp ce se juca în fața casei, de o șoferiță fără permis, care gonea nebunește. Comentăm pe această temă. Pentru început avem două subiecte pregătite pentru prima parte a emisiunii. Vom vorbi și despre o chestiune politică interesantă. Se anunță deja un an 2023 furtunos din punct de vedere politic, dar să le luăm pe rând. Și vă prezint invitația alături de mine în platou, este domnul Anton Hadăr. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Bună dimineața tuturor! Și vă prezint și invitații care sunt online alături de noi, domnii Adrian Huculis, avocat, și Sabin German, jurnalist, profit.ro. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor! Bun găsit! Și aș începe cu domnul Huculis. Poate chiar este cunoscută cazul Anastasia, dacă nu știu că oricum a reprezentat astfel de cazuri în instanță. Deci ar fi vorba de situația în care o persoană se urcă fără permis, în stare de ebrietate, sub influența drogurilor și produce un accident cu victime. Astfel de persoană să nu mai scape cu o pedeapsă suspendată. Cum vi se pare o astfel de propunere? Dați-mi voie să vă dau, să spunem așa, două exclusivități. În primul rând, cu domnul Cazanciuc am întâlnit să nu fi o săptămână și am dezbătut situația aceasta. Mi se pare că este un pas înainte spre rezolvarea unei chestiuni care deja este cronicizată în societatea românească. Și numărul 2, cazul acesta Anastasia, la care se referea și proiectul de lege și despre care vorbea și domnul Fenechiu și domnul Cazanciuc, este cazul pe care îl reprezint eu realmente, este accidentul de la Cârtău, un accident de lângă Iași, unde, pentru telespectatori să fac mențiunea aceasta, o fetiță de 4 ani, cum ați menționat și dumneavoastră, cu un grup de copii în fața casei, într-o localitate, pe un drum, tine, care nu ar trebui să fie limitat cu 50 și ar fi trebuit să fie limitat așa cum este acum, cu 30 de km pe oră, a traversat strada și a fost omorâtă de o șoferiță care pretindea că are niște scutii, sau mă rog, cursuri în Suedia. Nu există așa ceva. Șoferița asta nu avea niciun fel de drept să conducă pe drumurile publice. Vreau să vă mai spun ceva care o să vă enerveze, o să vă șocheze și o să vă revolte deopotrivă. Vorbim despre o șoferiță care a fost condamnată doar pentru că nu avea permis de conducere, iar ceea ce privește faptul că a omorât un copil de 4 ani de zile, procurorul a dispus clasarea cauzei sub acest aspect și a trimis-o în judecată doar pentru faptul că nu avea permis. În momentul deci, de față... Nu și pentru accidentul pe care l-a comis? Nu, fără accident. Așa s-a stabilit de către anchetă că ea n-ar trebui să răspundă pentru fapta de ucidere din culpă. Sigur că noi acum suntem în procedura judiciară, ne aflăm în fața judecătorului și încercăm să întoarcem această soluție, dar soluția de a ne trimite în judecată o asemenea faptă, mi se pare că magistratul respectiv, procuror, ar trebui să fie exclus din profesie. Dar urmează, bineînțeles, în săptămânile, lunile viitoare să tranșăm și această problemă. Mai vorbesc despre faptul că expertiza a fost una dezastruoasă, lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple de la bun început s-au întâmplat. Acum să ne întoarcem pe inițiativa aceasta legislativă despre care vorbea și ați prezentat-o la începutul emisiunii. Sunt două chestiuni aici. În primul rând, ca să putem să implementăm lucrul acesta în legislația românească, îi spuneam și domnului Cazanciuc și bineînțeles că și dânsul a fost de acord cu treaba asta,
Noi avem două situații. Avem situația în care te urci la volan ce ai consumat, sau după ce ai consumat băuturi alcoolice, dar și când ești sub influența anumitor substanțe interzise. Noi nu avem în România, dacă în ceea ce privește consumul de alcool, știm clar, este pragul 0,80, este științific demonstrat că peste acel prag începi să ai probleme serioase în a, nu neapărat să vezi grupul, dar să ai niște reacții spontane, rapide și întârziate. Când vine vorba despre consumul de droguri, nu avem niciun fel de prag. Și atunci nu putem să vorbim despre faptul că și domnul Pader, sunt convins că o să-mi dea dreptate acum, pleci în Olanda. Avem, nu știu, mii de tineri care merg în Olanda. Sunt niște țări aici în vechiul continent care vin totuși și au legalizat consumul ăsta de, mă rog, droguri ușoare, cum vrem să le spunem. Se întorc în România după, nu știu, două săptămâni de stat acolo, mai trec încă 30 de zile și îl oprește poliția rutieră. El nu a provocat accident, nu a făcut absolut nimic, dar este depistat cu această substanță interzisă în organism. El realmente pentru societate n-ar mai fi un pericol. Consumul a făcut în mod legal acolo în Olanda. Nu poți să-l trimiți pe ăsta cu executare în închisoare. Deci trebuie neapărat să stabilești, așa cum este și pentru alcool, o limită minimă, o limită maximă, pentru că altfel va deveni proiectul neconstituțional. Și așa cum am făcut de foarte multe ori proiecte pe care le vedeam cu ochi până la început, ulterior o să ne bată pe umăr Curtea Constituțională și o să dea cu el de pământ. Sunt în principal de acord că trebuie să schimbăm ceva. Este îngrozitor. Avem, cred că, peste 1300 de morți pe drumurile publice în România în 2022, dintre care cred că vreo 70 sau chiar 100 cu consum de droguri, cu consum de alcool excesiv, adică cam proporție de 7-8, poate chiar și 10% consumă droguri, se urcă pus la volan și provoacă accidente mortale. Și s-a mai discutat încă o chestiune. Nu doar accidentele mortale. Haideți să ne gândim puțin și către cei care rămân paralizați pe viață. Rămân o povară pentru familiile lor. Rămân copii pe care nu-i mai pot ajuta pentru că nu se mai pot duce la muncă. Și aici trebuie făcută o distinție. Ce se întâmplă? Dacă ai accidentat mortal sau dacă ai pătămat corporal o persoană căreia i-ai produs o infirmitate permanentă, ar trebui să fie aplicată aceeași chestiune. Da. E bună. Aș extinde discuția în câteva momente. Veți vedea exact despre ce este vorba. Dar până una alta însă, domnule German, v-aș întreba. Avem deja această statistică în fiecare an. Suntem pe locul întâi la accidente cu urmări tragice, da? Accidente mortale de circulație. Avem în fiecare săptămână nenumărate cazuri pe drumurile României, avem șoseaua morții E85. E această inițiativă legislativă de ajuns, ar putea să ajute măcar la conștientizarea populației, măcar să nu se urce beți la volan, măcar atât să fi făcut. Ar rezolva măcar acest aspect noua lege? Eu zic că e un prim pas și o să vă dau un exemplu din familie. Nepot de 19 ani, ucis de un șofer care avea 2,16% la mie, alcool cu funge. Procurorul cere pedeapsă cu suspendarea, i s-a dat o pedeapsă cu suspendare, plus 75.000 de euro pe care i-a plătit instantaneu, nu-i așa, pentru moartea unui copil, student la aeronautică spațială la București. Da? Și procurorul cere chestiunea asta la 2,16 la mie, adică în pragul comei alcoolice. Este un pas care e obligatoriu, fără pedepse cu suspendare. Și așa extinde chestiunea asta inclusiv la corupție, inclusiv la absolut tot ce ține de sănătatea societății. Pentru că până la urmă știți ce facem? Le dăm, cum zice Ardeleanu, le dăm nas. A, ok, pot să iau că îmi ia carnetul, îmi dă un an cu suspendare și apoi îmi iau iarăși peste 5 ani și am rezolvat problema. Sau vinde tata o casă de la țară și plătesc destăgubirile. Și aici mai este altă discuție. Una pentru un copil mort, da? Într-un alt județ, ok, mai bogat, despăgubirile sunt de ordinul sutelor de mii. Dacă ești într-un județ sărac, despăgubirile sunt pe măsura PIB-ului, sună urât ce zic, da? Cinic, pe măsura PIB-ului județului. Dar lucrurile astea trebuie rezolvate și prin educație, dar și prin niște restricții de libertate. Pentru că până la urmă, despre ce vorbim? Despre familii care sunt dărâmate. Și totuși, vine domnul procuror X,
nu toți, în mod evident, da? Care spune pedeapsă cu suspendare. Și arăt, 2 și 16 la mie, este imens. Gândiți-vă câți litri de alcool trebuie să bei, la câți litri de vin, ca să ai 2 și 16 la mie. Deci asta este vorba. Iar educația lipsește total. Altă dată în școli se făcea educație rutieră. Da. La rotul, se discută despre revenirea ei. Au fost și niște proiecte, inițiative private, oameni care au realizat un proiect cu fonduri europene în câteva școli, dar na, asta nu înseamnă educație pentru circulație. Ce voiam să vă mai întreb? Gândiți-vă la o bicicletă electrică sau o trotinetă electrică. Nu știm pe unde trebuie să umble. S-au luat niște hotărâri de consiliu local, ba pe stradă, ba pe trotuar, accidentele se țin lanț, nu avem nicio legislație pentru asta. Alea au un motor, alea pot accidenta, cu alea pot muri. Corect. Atunci pune o lege de la 16 ani, poți să conduci, ca în America, lângă un adult și ți-ai luat și responsabilitatea aia de adult, să-l înveți ce înseamnă să nu fii, să nu intri în sevrajul ăla, că ai mașină mai puternică și mai deșteaptă decât tine, ce înseamnă să ai o mașină electrică de aia sub 50 de centimetri cub, sau mai știu eu ce. Uitați-vă pe autostrăzi. Veneam astăzi la țară, veneam cu 130 pe autostradă și pe lângă mine a fugit unul, nici ne-a văzut numărul. De ce? Pentru că se poate. Pentru că își iau mașini mai deștepte decât ei. Bine, acum mașina n-are nicio vină. Până la urmă, șoferul evident este pus sau... Mașina, asta este. Până la urmă, dacă ai o mașină bună, bucură-te de ea, dar în limitele legii, evident. Ce vreau să spun? Mai e un lucru aici, domnule profesor. Vorbim despre accidente. În fiecare zi avem accidente. Dar grave. Poate grave și nu se întâmplă nimic. Dar legea rămâne aceea și iată, au dat două exemple foarte bune ceilalți doi invitați. Mai e un lucru. Avem și niște drumuri dezastruoase pentru care nu răspunde nimeni. Mi-am adus aminte, ascultându-l pe domnul Cucuris, sigur știe despre acel caz. Pentru prima dată în România, la un moment dat, a fost dată o amendă în instanță uriașă, o despăgubire uriașă, pentru cei de la CNAIR, CNADNR, cred că se numea atunci. Da? Pentru o tânără care a rămas fără o mână, a rămas infirmă pe viață. Pentru că administratorii drumului plasaseră un parapet aiurea, din cauza căruia, pentru că era plasat aiurea, din cauza căruia s-a produs acest accident. Fără nicio vină tânăra, fără nicio vină șoferul. Ei, nu ar trebui să răspundă și în cazul ăsta, domnule profesor? Sunt mai mulți factori care ar trebui să răspundă. Vă aduc aminte polițistul care a murit în suita domnului Oprea când s-a accidentul de aici din București. El a căzut într-o groapă, vă dați seama. Exact, o groapă apărută de nicăieri. Revenind la exemple, pentru că e o emisiune care mă întristează foarte mult, nu știu dacă știți, dar pe mama a omorât-o un șofer nebun. Da. Știu. La țară, la mine. V-am mai spus cu ani în urmă. Deci, acum 10 ani. Avea 85-90 km la oră și peste 0,8. Nici nu era limita asta atunci, cred că domnul Cucuris. Da. Deci era beat. Vecin cu noi, dar și-a permis, că a zis că merge pe la țară. Dacă era cu mințile unde trebuie, categoric că ar fi putut să intervină, nu să o arunce 70 de metri autorită. Pedeapsa foarte scurtă, un an și 8 luni. Cu suspendare? Cu suspendare, bineînțeles. Bineînțeles. O sumă ridicolă, vorba domnului German, nici nu știam că se dau, sau cine a zis, domnul German parcă a zis, nu? Sumele astea se dau în funcție de județ, auzi, de necrezut. Știu și eu de cazul de care vorbea domnul German, de studentul nostru de la Politehnică. Deci avem aproape toți în familie persoane dragi. Da. Și de atunci m-am luptat, doamna Petraru. M-am dus la domnul Ponta să-i spun să năsprim legile. Au făcut un cod nou, dar mai degrabă i-a favorizat, fără să fie vinovat domnul Ponta. Nu, dar în acele vremuri, când a venit la putere și când am avut și o posibilitatea să dialoghez cu ei, am încercat să, domne, hai să intervenim. Mă bucur că este un asemenea proiect, chiar dacă mai trebuie finisat pe aici, sper pe acolo, completat. Sper să aibă curajul să-l treacă. Despre asta ar putea, trebuie pus un liman, o limită și la băutură, unde este astăzi și cred că e suficient 0,8. Dar știți cum este? Și la 0,78, domnul Cuculis, tot pe acolo ești. Dar trebuie să fie o limită. Apoi... Da. Hai, 80, ce să-i fie. Știu, da, eu ce zic, și la 0,78 tot beat ești. Dar trebuie o limită. Aia e, cum o fi ea, eu cred că
trebuie luată în seamă. Și la partea cu stupefiante ar trebui ceva făcut. Da. Problema e că în alte țări se acceptă asta, dar știți bine, tot dumneavoastră, domnule Cuculis, că în fiecare țară sunt legi speciale. Unii au 120 km la oră viteza maximă, alții 130, cum suntem noi, alții permit prin Germania tronsoane mai mari să fie parcurse cu viteză chiar fără limită. Nu cu cred limită că putem mare. Să facem vreo comparație. Putem să facem, da, și, dar au șosele. Evident. Au șosele, evident. Au infrastructură. Evident. În zona asta în care vorbeați că ar trebui atacați și sancționați și cei care se preocupă de drumuri, da, dar nu cred că aici putem vorbi de pușcărie sau de executare, ci de sancțiuni mai aspre. Sancțiuni mai aspre. V-aș mai da un exemplu aici. Domnule Cuculi, sigur cunoașteți această inițiativă. E85, îl pomeneam ceva mai devreme, drumul Groazei. La un moment dat, niște jurnaliști au mers și au numărat crucile de pe marginea drumului. Da, sunt cele mai multe pe E85. Singura variantă de a ajunge în Moldova, din Muntenia. Ei, acest drum ar putea fi foarte ușor rezolvat, pentru că acolo ai o bandă jumate. Acolo s-ar putea rezolva lucrurile foarte ușor, au spus de-a lungul timpului cei de la ONG-uri care se ocupă de infrastructură, prin plasarea unor despărțitoare. Ar fi foarte simplu să se întâmple asta. Să nu fii în stare atâția ani de zile să faci asta. Păi ce pretenții putem să avem? Da, șoferii pot să se urce beți la volan, dar și administratorii drumului să lase de izbeliște că asta e, nu? Am început discuția prin a da exemple și prin a face comparații și în același timp statistici. Dacă ne uităm puțin pe statisticile accidentelor mortale, o să observăm că cele mai multe sunt cele cu impact frontal. Asta presupune că ceea ce spuneați noastră mai devreme cu despărțitoarele de sens, dacă am avea așa ceva, spre exemplu, cum avem pe DN1 și s-au redus foarte mult accidentele, că și acolo aveam o groază de accidente mortale. Corect. Probabil că nu vom mai asista la atât de multe tamponări din astea directe și atunci și cauzalitatea și decesele pe zona de impact frontal vor dispărea, propriu-zis, pe zonele respective unde avem despărțitoarele de drum. În prima intervenție pe care am făcut-o, am uitat să fac o precizare și o să revin asupra ei. Să știți că, și aici o să vă dau tot două exemple. Cazul accidentului de la Iași, de au murit cei patru muncitori omorâți, practic, de șoferița care era și sub influența băuturilor alcoolice, mergea și cu 150 de km pe oră, era și ud pe jos și noapte. Deci avea absolut toți factorii să omoare pe cineva. Ea a fost trimisă în judecată, nu pentru ucidere din culpă, pentru că a fost o glumă proastă treaba asta. Ea a fost trimisă în judecată pentru omor calificat. V-aș mai da un exemplu. Cred că știu toată lumea de copii. Este în desfășurare, e trimis în judecată, începe judecata. Vom vedea judecătorul ce zice. Da, credeam că s-a terminat cazul. Mulțumesc. Nu s-a terminat. Sigur că ea o să meargă și o să spună probabil iarăși o nebunie, dacă vă vine să credeți. Ea la penultima audiere de la ea și spunea procurorului, domnule, zi, care-i contul să plătesc despăgubirile, să terminăm dosarul. Deci, eu am spus inițial că ea ar putea să fie, mă rog, în afara discernământului normal, dar expertiza a arătat altceva și atunci o să răspundă. Cred că vă aduceți cu toții aminte de conflictul acela spontan între cortegiul funerar din Târgoviște și poliția de acolo din Târgoviște. Pentru că o fetiță de 11 ani a fost practic omorâtă pe trecerea de pietoni, iar cel care a omorât-o era chiar din zona respectivă. Adică el știa drumul perfect, știa că e o trecere, știa că sunt condiții grele în seara respectivă și totuși mergea cu 100 și ceva de kilometri pe oră. Procurorul de acolo, să știți că l-a trimis în judecată nu pentru ucidere din culpă, ci pentru omor cu intenție indirectă. Dacă, sigur, Parlamentul este cel care face politica penală a statului român. Dacă Parlamentul nu a făcut o politică penală care să fie îndesculătoare pentru a satisface nevoile astea cetățenești, eu observ că dintre toți care suntem acum în această dezbatere, cel puțin două persoane au venit și au spus, domne, și eu am în familie pe cineva în situație, am avut pe cineva în situația asta. Deci este îngrozitor. Da. Dacă din patru oameni, jumătate, 50% au avut o problemă pentru plecuce cu membru al familiei, și asta înseamnă că e alarmant. Poate că statisticile respective nici nu sunt reale, poate că sunt mai mult de atât. Și atunci, spuneam că dacă Parlamentul va da satisfacția asta cetățeanului care a avut o pierdere, să ne amintim de cazul Raisa cu polițistul care a omorât-o pe fetiță, vreau să vă spun și tot cât că sunt la dumneavoastră în emisiune, mă rog de doamna procuror, de două luni de zile să-mi spună, doamna procuror, se mai trimite dosarul ăsta distanță? Pentru că noi am terminat urmărirea penală, nu se mai întâmplă absolut nimic. Dosar,
care, apropo, peste o lună de zile, Raisa o să facă un an de zile de când a fost opărâtă și dosarul este finalizat de câteva luni și nu s-a întâmplat nimic. Prin urmare. Și ne plâng și trebuie să spunem asta, domnii procurori și doamnele procurori se plâng de această lege prin care se pot prescrie mai ușor dosarele, da? Deci da, să mai zicem ceva în condițiile astea, când stai cu un dosar un an de zile, un dosar în care lucrurile sunt mai mult decât evidente, că vorbim de un accident, da? 1 plus 1, nu e ca și cum ar trebui să faci expertize financiare, așa. Nu, acolo lucrurile sunt clare, a murit un om. Ei, stai un an de zile și îl duci spre prescriere și după aia te plângi că legea s-a schimbat și că ești prigonit, nu-i așa? Nu înțeleg. Ce să, adică, și familia a devenit extrem de frustrată. Zice, domne, ne-am agitat atât, am făcut absolut toate demersurile, s-au terminat expertizele. De ce nu se întâmplă lucrurile? De ce nu se întâmplă în judecată? Plus că o schidare din asta, după aceea, din partea justiției, persoană care îți ofară un drept al familiei, iar ulterior, pe baza cererii făcute la parchet, el poate să conducă fără niciun fel de problemă până se termină ancheta. Deși deci, a produs un accident cu victime, poate să ceva conducă. Care este la fel de revoltător. Te condamnă pentru ucidere din culpă, îți anulează permisul și după 2 ani de zile faci paracetie din nou. Adică trebuie să cumva să indexăm și cu valorile astea, așa până încât să există o proporție. Nu e în momentul nou, gata, s-a terminat cu dreptul tău de a conduce. Nu poți să dai după 2 ani de zile, doar o perioadă mai lungă, 10 ani de zile, 2 ani de zile. Este ucinos. Domnule Cuculis, doar două vorbe, doamna Petraru. Ați ridicat alte două spețe, fără carne de șofer și... Nu știu dacă a spus, parcă da, cu carnetul suspendat. De fapt, tot fără carnet ești. Și asta. Ei, astea doamna Petraru, trebuie luate în seamă mult mai consistent, pentru că, și că, domne, ce, n-a omorât pe nimeni. N-a omorât pe nimeni, dar l-a lăsat infirm. Adică îi dai tot așa cu suspendare, 2 ani, 3 ani și tot așa lucrează pentru societate, cine știe ce, o lună, două acolo. Deci aici trebuie iarăși înăsprite, pentru ca să nu se mai urce la volan fără carnet, când știi că n-ai carnet, nu ești vinovat? Mai e ceva, și aici, domnule German, din păcate, tot politica își bagă coada, din păcate, da, în ghilimele. De foarte multe ori s-a lăsat impresia și societatea a avut impresia că legile în acest domeniu al accidentelor este foarte permisivă, pentru că în Parlament s-au făcut tot felul de ajustări. Să zicem, un domn deputat avea o problemă, a condus beat și i-au luat carnetul. Ei, facem o coțcărie în Parlament și am rezolvat. Asta este impresia pe care o are societatea și de foarte multe ori au avut și dreptate cei care au bănuit că se întâmplă asta. Cum poți să navighezi în așa fel încât, da, și să încerci să schimbi o mentalitate și să schimbi și legea în condițiile în care ai în Parlament oameni care vor să-și rezolve problemele? Și după aia să te mai și miri că justiția și politicul sunt la coadă în ce privește credibilitatea. Iată. Pentru că aici vorbim despre politicieni care nu înțeleg că e vorba de destine și vorbim și de judecători și procurori care nu înțeleg același lucru. Adică Haideți să luăm personal lucrurile astea. De unde până unde un om aflat, sigur, președintele de instanță sau procurorul sau politicianul, de unde până unde oamenii ăștia pot decide în asemenea hal? Și o să spun hal și nu mod. Pentru că până la urmă, dacă li s-ar întâmpla lor, Doamne ferește, o astfel de tragedie, ar tări până în tavan. Adică este vorba pur și simplu de niște falii, cum sunt alea geo, da, care se despart în țara asta. Pur și simplu, țara asta nu mai are acel buffer de încredere prin care să spui, merită să mai rămân, poate mâine va fi mai bine. Pentru că este o luptă în gol. Este ca și cum ai da un pumn într-un perete de vapă. Nu se întâmplă nimic cu pumnul, nu se întâmplă nimic cu peretele. Asta se întâmplă în România. Și atunci își fac legi în așa fel încât cumva să-l protejăm. Și uitați-vă câte legi se fac în de la Curtea de Conturi pentru Bădălău până la fratele lui Stănescu la ANR și apoi nu știu pe unde, pe la Agenție de Dezvoltare Oltenia, pentru nu știu care să meargă, a lucrat la salubritate și acum este director ajuns al Institutului Cultural din Paris. Adică vorbim despre niște gogomănii pe care nu le-am putut crede, nu le-am fi putut crede dacă le-ar fi scris Caragiale, Urmuz sau mai știu cine. Adică, pur și simplu țara este blocată. Este blocată din lipsă de responsabilitate. Eu mă gândesc
că atunci când mergi în politică, vrei cumva să rămâi în istorie. Asta este ADN-ul politic. Vreau să rămân în istorie, vreau atunci când mă duc pe stradă, nu cineva să-și zice pălăria, vă mulțumesc domnul parlamentar sau ministru sau ce ai fost. Da, pentru ce ai făcut. Ori aici deja nu mai discutăm așa. Pentru ei este un loc de muncă în care stau 3 zile în Parlament. Acolo mare lucru n-au de făcut în afară să ducă mulți dintre ei servieta șefului sau să scoată scamele din buric și cam atât. În rest, legile se fac pe bază de interese, cele mai multe. Și vă uitați, dacă luăm să calculăm câte legi s-au făcut și pentru cine, o să vedem că la capătul firului legilor există întotdeauna un om care își rezolvă problema prin lege. Și atunci nu mai vorbim despre că există o mafie, că există nu știu ce. Nu, există pur și simplu oportunități și provocări personale rezolvate prin legi naționale. Asta este problema fundamentală. Lipsa de responsabilitate a omului politic care nu înțelege că e în slujba, este civil servant. Da, el este în slujba ăluia care a mers și a pus ștampila aia de vot. Și cu ștampila aia de vot n-a fost doar cerneala pe hârtie. Au fost așa pensii speciale, indemnizații, poziție, secretară, toner, inclusiv curentul și hârtia igienică de la cabinetul parlamentar sunt cumpărate din banii ălora care cred că în România ar trebui să fie mai bine. Aici este marea dramă. Da, și vom vedea ce se va întâmpla cu această lege. Îi mulțumesc foarte mult domnului Cuculis pentru că a fost alături de noi cu niște detalii noi, iată, pe această temă și mi-aș dori ca această lege să-și urmeze cursul. Sunt doi inițiatori cu studii juridice. Fără cursuri, dacă se poate. Respectiv și legislația europeană, atât că se poate respecta, pentru că sunt niște... Tocmai, vorbim de Daniel Fenechiu, este un om care provine din justiție, este avocat. Vorbim de Robert Cazanciuc, a fost ministrul justiției. Da. Ei ar trebui să știe cum se scrie o lege în așa fel încât nu se mai poată interveni, că am băiatul cu dosar, am nepoata cu nu știu ce probleme. Bun, mai avem destul de puțin timp la dispoziție să discutăm și despre o chestiune politică și care ascunde și ea vorbeam. Ceva mai devreme foloseam cuvântul coțcărie. Ei bine, în România peste tot e o coțcărie. E vorba acum de o propunere, ca alegerile să fie comasate. Liberalii vin cu această inițiativă în 2024 să fie practic comasate alegerile. Potrivit unor surse, PNL ar vrea să cupleze alegerile locale cu cele parlamentare, dar liberalii se izbesc de refuzul PSD-iștilor. Despre ce ar fi vorba? Nu mai avem timp să vedem materialul acum, dar putem să spunem pe scurt că ar fi vorba, miza ar fi premierul. Președintele să fie încă în funcție. Acesta ar fi calculul potrivit unor surse, pentru că această informație nu a fost confirmată. Potrivit unor surse, președintele să poată să numească premierul și să aibă cei de la PNL o... să zicem, un ascendent asupra celor de la PSD, având deja un premier de partea lor. Cum vi se pare o astfel de propunere? Din punct de vedere financiar ar fi clar un câștig pentru țară. Apoi să ai 4 runde de alegeri într-un singur an, n-am avut niciodată așa ceva, doamna Petrescu. Un buletin va fi o alegătură și o să vedeți că interesul va scădea pe măsură ce numărul acestor runde de alegeri va crește. Adică interesul va fi tot mai mic, pentru că totuși să ai 4 săptămâni ocupate cu alegerile de la A la Z, să ai tot timpul perioade preelectorale, consistente, ar fi bine să se cupleze. Nu văd, n-am înțeles încă foarte bine de ce i-ar deranja pe unii că s-ar cupla astea două. Poate prezidențialele trebuie lăsate acolo, că n-ai ce să faci. Nu vorbim de prezidențiale, vorbim de locale cu și cele din față europarlamentare care n-au legătură. Dar astea locale, cred că ar merge, dar vedeți, fiecare vede prin prisma obiectivelor pe care și le-a propus. Nu m-am lămurit dacă momentul în care s-ar desfășura simultan n-ar fi luat în seamă totuși regulile de bun simț, adică partidele cu cele mai multe procente câștigate să fie imediat consultate și puse în poziții fruntașe pentru asta trebuie să ieși primul ca să dai premierul, nu? Păi, PSD-ul se supără de pomană aici, dacă ziceați că e PSD-ul, că ei au șanse mari din ceea ce se arată în media să iasă primul.
Te-a să primi. Da, dar acum președintele până la urmă poate să aleagă pe cine vrea. Da, asta e discutat. Dacă știți că dacă s-a făcut un studiu, l-am comentat la o altă televiziune și poate e aproape de realitate. Dacă se fac alegerile azi, tot așa ies. Bun, așa că e posibil și peste un an de zile să iasă la fel, pentru că partidele de opoziție sunt slăbuțe în momentul de față. Așa simt eu. Și cred că și dumneavoastră, vedeți. Pe de altă parte, am văzut în politică de foarte multe ori, în politica românească, dacă îți faci niște calcule, s-ar putea să fie date peste cap, pentru că lucrurile în România sunt imprevizibile. Domnule German, mă gândesc că totuși dezavantajul ar fi următorul. Și când ai parlamentare și când ai locale, vrei ca electoratul să-i cunoască pe candidați, nu? În momentul în care, vorbim de Cluj, da? Că dumneavoastră sunteți din Cluj. Ai alegeri la Cluj. Vor oamenii să-l vadă pe cel propus pentru Cluj. Ori așa amestecăm Cluj cu Parlament, cu... Nu mai înțelege lumea despre ce este vorba. Adică nu-i mai scoți în prim plan pe candidați, pentru că oamenii ar merita să fie cunoscuți, nu? Să avem o dezbatere cu toți candidații pe plan local. Nu ar fi așa corect să rămână lucrurile cum le cunoaștem. De o parte. Pe de altă parte, eu zic că este o falsă problemă pe care politică politicienii. Eu aș prefera, de exemplu, să existe o dezbatere asupra populismului. Ce înseamnă populismul? Care sunt pericolele? De ce este fascinant? De ce e mai fascinantă conspirația decât realitatea? Pe de o parte. Pe de altă parte, aș vrea să-mi vină ăștia care vor să se facă cunoscuți și n-au decât ei să se facă cunoscuți. Dacă acum ai face cunoscuți lista de partid. Dar aș vrea să vină ăștia mari din marile partide și să vorbească despre, uite, eu văd România peste 10 ani așa, peste 30 de ani așa, peste 50 de ani așa. Nu cer mari proiecte de țară, m-am dezobișnuit deja, gata, m-am săturat de proiecte de țară, că n-au existat decât frânturi. Dar măcar să spună, uite, noi credem că România trebuie să ajungă din punctul A în punctul B, este X provocare, este X oportunitate, prin acțiunile astea și voi face X, Y, Z legi. Toată lumea, dacă observați, când candidează, așa candidează cu o plajă de a foarte largă, de parcă ar trebui să câștige 100% din electorat. Nu, eu vreau 4-5 acțiuni de la un om care să-mi spun așa, mă duc în Parlament să fac legea X, legea Y și legea Z. Atât. Nu o să poți rezolva în 4 ani tot ce n-ai rezolvat în 30 sau într-o 100 sau într-o 150 de ani de când e statul ăsta român. Dar măcar dăm niște repere de care să mă agăț, da? Și să spun, e ok, răbdăm acum, mușcăm din iarbă și ajungem totuși acolo. Pentru că noi am ajuns, într-adevăr, România a evoluat. Nu se poate scoate din discuția asta. Dar am evoluat inerțial. Am evoluat pentru că toată lumea a evoluat. Și cumva ne-au țat și pe noi. Știți când trece tirul pe autostradă și te mai zbilți în mașina aia mică. Ceva în genul ăsta s-a întâmplat cu România. Adică a trecut în viteză, nu știu, economia asta interconectată pe lângă noi și ne-am prins și noi undeva prin coada căruței. Nu că am fi făcut noi ceva. Nu că am fi făcut noi ceva. Eram și noi pe acolo. Și ce bine pare că n-am făcut noi ceva. Că dacă făceam ceva cu ăștia de acum, s-ar fi putut să fim un euro-belarus de mare frumusețe. Ați văzut perioada Dragnea. Și atunci eu mă gândesc în felul următor. Eu ca un om politic care să-mi spună cum ajung din punctul A în punctul B, ce trebuie să fac pentru asta, chiar dacă nu-mi convin acțiunile lui, eu, fiind, să zicem, minoritar, că nu votez cu aia care e la putere, X, Y, Z, care or fi, ok, sunt cetățean, nu neapărat mă supun, dar plătesc taxe pentru acel punct B, da? Și fac un efort care să fie în, cumva solidar și cu efortul lor. Pentru că e foarte ușor să fii politician, să spui, băieți, trebuie să facem eforturi. Și mi-am tras o pensie specială, mi-am triplat indemnizația, mi-am mai luat încă 7 consilieri pentru că m-au pus și ministru, da? Și vă dau exemplu ministrului finanțelor, de la 3 consilieri la începutul anului, la 9 consilieri acum. Păi un domeniu greu, vorbim de banii români, vă dați seama, nu e așa? Păi da, au fost o grămadă de afișe de lipit, toți lipitorii de afișe să fac consilieri acum. Și cumva va trebui să se ducă în aibii ideea asta că România este un fel de pizza de pe care unii iau salamul și alții rămân cu coca, cu aluat. Da, sau cozonac, din care se mănâncă umplutura ca să nimerim în, da, prin sezon al sărbătorilor. Domnule German, măcar să ia pregătiți, domnule, că dacă pui unul de 20 de ani și îl iei consilier, ăla nu știe pe ce lume trăiește, dar abia a terminat școala, vă dați seama ce e acolo. Una e să termini școala și alta e să fii din familia care trebuie, poate. Da. Cum s-a întâmplat? Eu m-am oferit la finanțe. M-am oferit ieri. I-am zis, ia-mă și pe mine, să spun eu cum e cu legea pensiilor, cum e legea asta, unde sunt bubele. Nu am nevoie de niciun ban, am salariul de la Politehnică. Nu. Și au zis că se mai gândesc.
Onorific. Onorific. Da, da, că Hadăr are gura mare și după aia îi arată ăluia că e mai incompetent și acolo e o problemă. Păi, exact. E periculos, nu vrem să ne spună cineva că am greșit. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Punem punct aici primei părți acestei discuții. Vorbim despre o altă problemă pe care o au românii, obiceiul de a lua antibiotice cu pumnul, dacă se poate. Ai un pic roșu în gât, ia un antibiotic. Tușești puțin, ia un antibiotic. Mai ales că suntem în plin sezon al virozelor. Sunt ele bune? Apropo, antibioticele pentru aceste viroze? Rămânim în câteva momente. România este pe locul 3 în Europa la abuzul de antibiotice. Grecia și Cipru stau mai rău ca noi, conform unui studiu realizat de Institutul Național de Sănătate Publică. Nu este prima dată când medicii trag un semnal de alarmă, dar se pare că pandemia mai rău ne-a făcut și atunci s-au luat antibiotice după ureche, alături de alte tratamente mai mult sau mai puțin recomandate de specialiști, iar acum suntem în plin sezon de viroze. E sau nu cazul să luăm antibiotic? Pentru că românii de mici au fost învățați și, din păcate, încă se mai recomandă, inclusiv de către unii medici, se recomandă consumul antibioticelor cu rețetă, dar se rezolvă și asta. Domnul doctor Radu Țincu, toxicolog, aceasta este pregătirea dumneavoastră de bază, chiar dacă activați la ATI, la Floreasca, dar cunoașteți foarte bine aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Să rămână, mulțumesc de invitație. În primul rând să lămurim, foarte mulți părinți se plâng acum, au copii la spital sau acasă, mă rog, răciți cu tot felul de viroze. Când e vorba de o viroză, se ia antibiotic? Decizia de a administra antibiotic să aparțină medicului. Într-adevăr, dacă ne uităm retrospectiv, a scăzut consumul de antibiotice, însă nu suficient de mult. Atâta timp cât aceste antibiotice se eliberează doar pe baza prescripției medicale, asta înseamnă că ar fi trebuit să avem o scădere mult mai semnificativă a consumului, ceea ce arată că, până la urmă, noi, medicii, generăm acest consum de antibiotice în exces. Antibioticele se administrează doar în cazul unei infecții bacteriene. Nu pot să trateze infecțiile virale, iar dacă discutăm de copii, 90% din infecțiile căilor respiratorii superioare la copil sunt cauzate de virusuri. Deci antibioticul nu are niciun fel de eficiență împotriva virusului. Cum nu a avut niciun cazul COVID. Cum n-a avut deși niciun cazul COVID, exact. Și se luau foarte multe alte medicamente, unele dintre ele chiar toxice, ne amintim paracetamolul, a fost unul vehiculat, paracetamolul luat în cantități foarte mari, era un hepatotoxic. Alt mit care trebuie demontat este legat de temperatură. Antibioticele nu tratează creșterea temperaturii. Dacă un pacient, un copil are temperatură, nu trebuie să-i administrăm neapărat antibiotice. Temperatura poate fi generată de orice infecție, fie că este virală, fie că este bacteriană. În al treilea rând, dacă luăm antibiotice, va trebui să începem progresiv. Există această tendință a aparținătorilor sau chiar și a pacienților, dați-mi un antibiotic foarte puternic. Și acest lucru este, dacă vreți, ilogic. Pentru o infecție comunitară, adică o infecție virală sau o infecție bacteriană luată din comunitate, nu avem nevoie de un antibiotic extrem de puternic, pentru că acestea trebuie să fie păstrate pentru acele bacterii care, într-adevăr, răspund cu dificultate la tratament antibiotic. Cred că să o luăm progresiv și multă lume se ferește încă de penicilină, spre exemplu, sau de amoxicilină, care sunt antibiotice de bază și vor cefalosporine de generație din ce în ce mai ridicată, ceea ce reprezintă o eroare. Eventual pentru un roșu în gât, ca să-i treacă mai repede, să meargă la grădiniță. Da, și cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Ar trebui să avem dovada, sigur, dacă nu putem să identificăm bacteria, că de multe ori durează să faci acest test de identificare microbiologică, măcar să existe niște analize care să pună în evidență leucocitoză cu neutrofilie, adică niște factori care să ne ducă cu gândul că ar fi o infecție de tip bacterie. Ceea ce este extrem de interesant sunt țări, și cred că acest lucru ar trebui să facem și în România și propun public asta de mai mult timp, să măsurăm nivelul de antibiotice din apele reziduale, adică să vedem care este nivelul de încărcare a apelor reziduale cu antibiotice. Țările din vestul Europei au făcut acest lucru și au rămas surprinse să afle că există o cantitate foarte mare de antibiotice în aceste ape reziduale, ceea ce arată că populația le consumă foarte mult. Sigur că avem două fenomene. Un fenomen este legat de consumul de antibiotice la oameni, dar aceste antibiotice din apele reziduale se pare că au un impact și asupra mediului înconjurător, pentru că ele în sine creează anumite selecții de microorganisme rezistente în mediul înconjurător.
Îl putem găsi chiar, putem găsi aceste antibiotice inclusiv în carne sau în legume, e adevărat? Este foarte adevărat, ele se pot regăsi în carne, în legume, se pot regăsi în orice... Dacă sunt și în apă, evident. Evident, în orice zonă unde a fost o contaminare cu acest tip, cu antibioticele respective. Eu cred că trebuie să privim cu foarte mare seriozitate acest fenomen. În primul rând, ar trebui să-l privim individual, pentru că luăm antibiotice în exces și la un moment dat când vom avea nevoie de ele, e posibil ca să nu mai putem să le folosim pentru că microorganismele sunt rezistente. Asta este un aspect care ține individual de noi și de responsabilitatea noastră și mai este unul colectiv. Gândiți-vă că în urmă cu 10-15 ani existau bacterii care puteau fi tratate cu 5-10 antibiotice. Astăzi, aceleași bacterii sunt tratate doar cu un singur antibiotic pentru că și-au pierdut sensibilitatea la toate celelalte prin acest consum exagerat. Ne plângem foarte mult de infecții nozocomiale. Uh-huh. Una din cauzele infecțiilor nozocomiale este consumul de antibiotice în exces, care pur și simplu selectează acei germeni care au virulența cea mai bună și în felul ăsta îi fac mai pregătiți să nu mai răspundă tratamentului antibiotic. Deci suntem cu toții cumva expuși chiar și dacă nu am făcut exces de antibiotice. Fiind antibioticele peste tot, în apă, în alimente, există riscul ca în momentul în care, Doamne ferește, ajungem la spital și suntem supuși unei intervenții chirurgicale, să nu mai răspundem atât de bine la tratament pentru că deja organismul nostru este afectat în urma consumului indirect de antibiotic. Da, dar mai degrabă cred că ne putem întâlni cu o bacterie generată de această rezistență care să nu mai răspundă tratamentului antibiotic. Pe de altă parte, acest consum de antibiotice, să știți că dereglează microbiota intestinală. La nivelul tubului digestiv, în special în partea colonică, avem populații bacteriene, unele benefice, altele cu potențial patogen. În momentul în care iei antibiotice, evident că cele care sunt benefice sunt mai sensibile la tratamentul antibiotic și aceste populații vor dispărea în detrimentul celor patogene. Nu de puține ori și avem o creștere extraordinar de importantă în ultimii ani a numărului de infecții cu Clostridium difficile la nivel digestiv. Uh-huh. Acest Clostridium difficile este obținut prin această, dacă vreți, selectare în urma tratamentului cu antibiotice. Facem un tratament cu antibiotice, nu luăm probiotice ca să repopulăm această microbiotă intestinală și atunci anumite specii patogene devin extrem de virulente și pot produce infecții. Așa, și trebuie să mai spunem un lucru înainte de a trece la celălalt subiect. În momentul în care se iau aceste antibiotice, trebuie să iei și o protecție pentru intestin. Trebuie să luăm aceste probiotice, sigur, sub diferite forme, cu prebiotice care asigură suportul nutrițional al bacteriilor, tot la recomandarea medicului. Ele trebuie luate pentru că, în mod invariabil, antibioticul reduce populațiile bacteriene intestinale. Și atunci riscul de a face un sindrom diareic post-tratament antibiotic este unul foarte ridicat. Trebuie să le spunem oamenilor că aceste probiotice trebuie continuate chiar câteva zile după finalizarea tratamentului antibiotic, tocmai pentru a putea să repopuleze flora intestinală. Să știți că infecția cu Clostridium difficile poate ucide. Au fost pacienți care, sigur, având anumite patologii cronice, imunosupresie în urma tratamentului de cancer, au făcut o astfel de infecție cu Clostridium difficile și au murit printr-o infecție cu sepsis cu punct de plecare intestinal. Da, ceea ce e dramatic, dacă ne gândim. Spuneam că mai avem un subiect tot de sezon, din cauza problemelor cu sistemele de termoficare, România au recurs la tot felul de metode riscante de a se încălzi. De aici a crescut și numărul de incendii. Am avut incendii aproape în fiecare zi săptămânile trecute. Sunt și intoxicații, fie că e vorba de centrale neverificate, de sobe necurățate. Au fost incendii foarte multe din aceste motive. Ori un dispozitiv artizanal mai degrabă, un reșou, o sobiță mai veche, de pe vremea dinainte de 1989, atunci când știm, românii se încălzeau cum puteau. Din păcate avem în unele cazuri din nou această problemă. Ați observat chiar o creștere a numărului de intoxicații din aceste motive? Chiar în garda precedentă, acum câteva zile, am internat un pacient cu o intoxicație severă cu monoxid de carbon, cu pierderea stării de conștiință de la o centrală termică care nu funcționa normal. Uh-huh. Sigur, când spuneți de incendii, incendiile sunt mult mai vizibile pentru că ard cu flacără, se degaje fum care este iritant și cred că îl putem sesiza cu mult mai mare rapiditate.
Dar dacă discutăm de intoxicația cu monoxid de carbon, monoxidul de carbon nu este întâmplător supranumit ucigașul tăcut, pentru că produce această intoxicație fără să ne dăm seama că este prezent în cameră. Nu avem niciun fel de capacitate să-l detectăm. Nu are miros, nu este vizibil, nu creează niciun fel de disconfort în momentul în care îl respirăm, ci doar se acumulează la nivelul hemoglobinei, blochează capacitatea hemoglobinei de a transporta oxigenul și în acest fel apare inițial o stare de somnolență. Pacienții expuși dezvoltă o stare de somnolență care, ce să vedeți, paradoxal, este chiar plăcută. Adică e o stare de bine, o stare în care ți se face somn și te duci să te întinzi în pat și, evident, dacă nimeni nu te găsește la timp, vei muri prin intoxicația cu monoxid de carbon. Deci acesta este singurul simptom așa numit pe care îl poate da? Mai sunt simptome, sigur, acesta este cel mai frecvent și care apare cel mai rapid. Mai poate să apară cefalea, ușoară stare de amețeală, însă nu sunt întotdeauna constante și de obicei oamenii nu se gândesc din prima că ar putea fi o expunere la monoxid de carbon. Recomandarea este aceea de a verifica toate aceste dispozitive, vorbim de centrale de apartament, vorbim de sobe, șeminee care trebuie să fie curățate, hornurile de evacuare. Nu recomand, cu toate că este o practică tot dinainte de 1989, folosirea aragazului cu flacără pe asta toate încălziri. Asta voiam să vă întreb, exact, da. Multă lume încă deschide în bucătărie aragazul pentru a se încălzi. Trebuie să le spunem că în urma arderii gazului se eliberează monoxid de carbon care se acumulează acolo. Pe de altă parte, sigur, monoxidul de carbon există în atmosferă, este unul din cei mai importanți poluanți aerului și avem o încărcare cu monoxid de carbon în mod natural. Fumătorii, din păcate, au o expunere cronică la monoxid de carbon. Cu cât fumăm mai mult, cu atât cantitatea de carboxihemoglobine este mai mare. Și de foarte multe ori, acest monoxid de carbon, dacă discutăm de cel din poluarea atmosferică sau din expunerea la fum, în cazul copiilor creează o dezvoltare încetinită a sistemului nervos central, pentru că acționează la nivelul creierului, care încă nu este dezvoltat. Și gândiți-vă că un creier care este în plină dezvoltare se va dezvolta în absența oxigenului sau într-o cantitate de oxigen deficitar. Revenind la intoxicația cu monoxid de carbon, întotdeauna dacă avem în perioada sezonului rece astfel de simptome brusc apărute, somnolență, durere de cap, stare de amețeală, e bine să ne gândim că ar putea fi o intoxicație cu monoxid, să părăsim camera respectivă, să deschidem larg geamurile și în felul acesta să evităm intoxicația. Vreau să mai spun un lucru pe care l-am întâlnit frecvent. Cei care vin să-l salveze pe cel afectat de monoxid de carbon, primul lucru trebuie să deschidă geamurile, da, pentru că altfel se intoxică și ei și de multe ori salvatorul devine victimă. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Punem punct aici discuției noastre și îi mulțumim, domnului doctor, pentru recomandări. Noi ne revedem la Fix la Știri.